cadrul rețelei de testare Donausat din România, noi avem misiunea de a ne concentra exclusiv pe hibrizi și pe soiuri care au potențial comercial. Și ne dorim ca din marea masă să reușim să alegem cele mai potrivite variante care să fie incluse în producerea de sămânță și, bineînțeles, în oferta comercială. Dacă vorbim despre cerealele păioase de toamnă, am pornit cu o testare ambițioasă în 2019 în raport cu ce înseamnă genetica, să zic, competitoare pentru noi, soiuri apreciate de către piață. În general, portofoliul pe care Donausat îl propune cultivatorilor din România este caracterizat de soiuri cu indici ridicați pentru ce înseamnă zona de panificație, de industrializare în mărărit și panificație. Conținut ridicat de proteină în diverse nivele. Mai avem apoi, bineînțeles, o atenție deosebită pe care amelioratorii o acordă celorlalți indici de gluten, de deformare. Avem în testare în această locație din ce înseamnă portofoliu consacrat cu care suntem astăzi prezenți în piață, de la cel mai timpuriu către cel mai tardiv. Avem soiurile Amicus, Amandus, Aurelius, și Guido, nu în ultimul rând. Soiul de grâu Apexus îl avem în câteva producții la nivel de țară, pe suprafețe reduse, pentru a veni în anul 2022 cu cantități relevante, spunem noi, atât în loturi demonstrative pe scară mare, dar și în zona comercială. Dacă continuăm descrierea portofoliului cu soiul Amicus, acesta este deja un soi consacrat, este un soi consacrat atât în România cât și în Austria. Nu aș vrea să-l denumim în vârstă, ci este deja un senior care continuă să se bucure de aprecierea pieței. Este între soiurile de grâu cele mai timpurii pe care le-am avut pentru piața și le avem în continuare pentru piața din România. Apoi, soiul de grâu Amandus este un soi deosebit de apreciat în zona centrală a țării. Este un soi foarte apropiat de Amicus ca maturitate, fiind în spicarea, în florirea similară, este de talie ceva mai ridicată comparativ cu soiul de grâu Amicus, însă când zic ceva mai ridicată mă refer probabil la 5 cm, între 5 și 10 cm în funcție de tehnologia de cultură, de densitatea utilizată. Soiul de grâu Amandus are indici de calitate compatibil cu exigențele pentru panificație, sunt mai ridicați comparativ cu Amicus și un pic sub Aurelius. Avem o grupă de produse pe care noi o denumim ClimaFit, o categorie care a fost creată în Austria și testată la nivel european în toate țările unde există activități comerciale, iar în grupa de produse ClimaFit intră acele soiuri sau hibrizi care au dovedit o foarte bună plasticitate ecologică înainte de toate, iar nu în ultimul rând o foarte bună rezistență față de noile condiții de cultură. În această categorie de soiuri intră și grâul Aurelius. Grâul Aurelius nu este caracterizat de un nivel foarte ridicat al producțiilor, ci este undeva raportat la media locațiilor noastre, un pic peste 100% față de media producției tuturor soiurilor din locație, însă are cei mai ridicați indici de calitate. În cazul în care clima devine mai aspră, soiul de grâu Aurelius nu lasă la greu. Are niște procese de autoreglare foarte intense. Guido pentru noi este un soi, dacă pot să spun așa, veteran. Genetica aparține Zațuh Donau. Este un soi care s-a manifestat foarte bine, inclusiv în condiții de culturare anului 2020, când nu departe de locația aceasta am avut înființate niște culturi semincere. Dacă pot să-i citez așa, astfel pe producătorii de la vremea respectivă: domne, grâul dumneavoastră a rezistat până aproape de final, nu s-a uscat de tot, așa cum s-au uscat ceilalți. În completarea listei mai sus amintite, avem soiul de grâu Chico. Acesta vine în completarea portofoliului cu o maturitate mai mică, deci un pic mai timpuriu față de Guido, este undeva între Amandus și Guido Aurelius. Are capacitatea de a dobândi o calitate mai bună pentru ceea ce înseamnă indicii de panificație, în timp ce își menține nivelurile productive.
Este un soi de talie medie, un soi care se caracterizează printr-un conținut ridicat de pruină pe care îl manifestă foarte devreme pe foliaj, pe plantă, pentru a limita procesele de evapotranspirație, ceea ce nouă ne dă încredere că este foarte bine adaptat în condiții cu presiune de secetă și arșiță atmosferică. Noi, în ultimul rând, avem soiul de grâu Chevignon, care ne-a depășit așteptările în 2 ani consecutiv în ceea ce a însemnat producțiile dobândite în fiecare din aceste 5 locații de testare. Întotdeauna s-a situat undeva în zona 105% producție față de media relativă a locației, ceea ce pentru noi este un criteriu foarte important. Este practic ceea ce contează și în fermele de producție vegetală, nivelul productiv. Înaintea calității, înaintea toleranței față de principalele boli, întrucât avem deja o paletă foarte largă de produse de uz fitosanitar adaptate provocărilor locale, cel mai important factor rămâne factorul productiv. O altă caracteristică pe care o vor regăsi producătorii agricoli în soiul Chevignon este spicul nearistat. Are un spic impresionant ca și aspect, este lung, este lax, nearistat. Ca și Chico, are un conținut destul de ridicat de pruină prezentă pe foliaj, pe plantă. O tehnologie de producție care include utilizarea unui regulator de creștere ameliorează și îmbunătățește dezvoltarea fraților, favorizează o dezvoltare mai armonioasă de la momentul înfrățirii și până la înspicat. Vreau să punctez că toate soiurile din portofoliul Donausat sunt în general recomandate cu normă, n-aș vrea să zic redusă, dar o normă de undeva la 350 până la 400 boabe germinabile pe metru pătrat. Asta datorită capacității foarte mari de înfrățire, pe de-o parte. Pe de altă parte, în experiența practică a cultivatorilor care au apreciat și au în cultură soiurile noastre, nu a fost nevoie de mai mult în momentul în care s-a investit cu o tehnologie intensivă. În locația în care ne aflăm astăzi și în general în astfel de locații, nivelul tehnologic despre care aminteam mai devreme este unul mediu spre scăzut, practic la data de azi, undeva la final de lună mai. Avem aplicat un singur tratament fitosanitar fungicid cu un produs cu 3 substanțe active care a controlat până acum un spectru destul de complex de boli, dar în același timp vrem să nu ținem o plantă foarte bine echipată să facă față, tocmai pentru a putea vedea gradul de sensibilitate față de boli.